După depunerea jurământului, președintele Consiliului Județean Călăraș Vasile Iliuță a vorbit despre proiectele prioritare în noul mandat. Printre acestea, regăsim drumul de la Siderca și refacerea Palatului Prefecturii. Trecem la punctul 2, al ordinii de zi, respectiv depunerea jurământului de către președintele Consiliului Județean Călăraș ales și validat, domnul Vasile Iliuță. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Articolul 206 aliniatul 1 prevede votul semnelor și... Așa. În acest sens se mânează domnul președinte ales al Consiliului Județean, fișat tricoloră în culorile drapelului național al României. Bună ziua! Astăzi e un moment, să spunem, important pentru mine, pentru echipa Partidului Social Democrat. Astăzi am constituit Consiliul Județean și am fost investit ca președinte al Consiliului Județean de până în jurământul. Astăzi s-au oprit acele nereguli pe care le-am considerat că emiterea ordinului prefectului a fost emis ilegal. Astăzi se îndreaptă toate lucrurile care puteam, să spunem, le dădeam interpretare politică și toată lumea încerca să fugă de răspundere. Nu mai fugim de răspundere, astăzi guvernăm pentru județul Călăraș, pentru oamenii județului Călăraș și suntem responsabili pentru ceea ce facem în mandatul 2020-2024. Cred că, începând de la asigurarea salariilor de GSPC, continuarea proiectelor pe care au avut de suferit neputând să le amendăm acolo unde era nevoie și trebuia continuitate. Dispoziții de șantier, multe bâlbâieli pe care le constat că s-au întâmplat în cadrul Consiliului Județean, vor fi date la o parte și vom pleca pe drumul reconstrucției județului Călăraș, așa cum am promis și în 2016. Avem, să spunem, o situație mai favorabilă și nu mai putem să ne justificăm. Cetățenii județului Călăraș și municipiului ne-au dat și municipiul, ne-au dat și județul Călăraș să-l conducem și nu e o scuză. Nu putem să venim, vom face sau vom promite că vom face. Nu. Aceste cuvinte să nu mai existe. Am realizat și punem în practică ceea ce am promis în campanie electorală. Trebuie să fie deviza noastră, cetățenii au așteptări mari și le-am și spus celor care sunt astăzi în echipă, responsabilitatea de a pune în practică ce am promis e a noastră. Nu mai venim că vom face și că vom semna contracte. Nu semnăm contracte, contractele există, contractele trebuie să le gestionăm și să le punem în practică. Am venit și cu o echipă de parlamentari, așa cum v-am invitat și ați fost prezenți, să informați cetățenii județului Călăraș și o echipă de parlamentari care să reprezinte cetățenii județului Călăraș venind în zona sindicală, venind în zona economică, venind din zona de învățământ, zona culturală și tot ce se poate spune din zona de atragere de fonduri europene. Cred că astăzi putem să arătăm călărășenilor că vine o echipă responsabilă în Parlamentul României să guvernăm România 2020-2024 cu cei mai buni oameni pe care astăzi Călărașul putea să-i propună cetățenilor pentru a fi votați. Dacă vom realiza un scor bun și cred că aici targetul nostru trebuie să fie 3 deputați și un senator sau 2 senatori și 2 deputați în funcție de redistribuirea a doua pe care se face la nivel național de către calculator, să reușim să arătăm celor care au avut încredere în noi că putem să fim și performanți politici și responsabili și să dăruim în Parlamentul României cei mai buni specialiști pe care județul Călăraș îi are astăzi la momentul acesta. Cred, dacă sunt întrebări de la dumneavoastră, să putem să vă dau răspunsuri punctual. Ați câștigat, domnule președinte, al doilea mandat. Cu ce proiect veți începe? Care este prioritatea dumneavoastră în acest moment? Sunt mai multe proiecte la momentul acesta. În primul rând, prefectura. Al doilea rând, drumul de la Siderca, care stă în așteptare. Al treilea proiect, predarea amplasamentului la RIPA 9 de la spital. Toate aceste 3 lucruri trebuie să le facem imediat, adică în săptămâna viitoare trebuie să le punem în practică. Și dacă vom începe să arătăm
că ceea ce am promis devine realitate, înseamnă că ne ținem de cuvânt și ne ținem de promisiunile pe care le-am făcut. În campanie electorală ați spus de nenumărate ori că din cauza discuțiilor dintre dumneavoastră și primarul de la acea vreme, primarul municipiului Călăraș, ați avut blocate mai multe proiecte, de exemplu de promenadă, faceați referire, drumul de la Siderca. În momentul de față, la primăria municipiului Călăraș... Și al treilea proiect, înființarea unei stații de asfalt de la drumul județean, un proiect de 1,5 milioane de euro, care l-a putut fi finalizat datorită emiterii a 3 certificate de urbanism diferite și a nu putea să ajungem la autorizația de construcție. În momentul de față, la municipiul Călăraș este primar PSD. Așa cum este. Vedeți colaborarea cu primăria municipiului Călăraș și derularea acestor proiecte blocate până în momentul de față? Văd un singur lucru, că primele săptămâni de la emiterea ordinului de recunoaștere și constituirea Consiliului Județean și Consiliului Local Municipal Călăraș, investirea a domnului primar Marius Dulce în funcția de primar, în prima săptămână să deblocăm această situație și să emitem autorizația de construcție la drumul de la Siderca, e vorba de acel drum 306A, care să-l deblocăm și să începem construcția lui, să-l lăgim pe 4 benzi așa cum îl avem în proiect, iar ce înseamnă promenada și ce înseamnă autorizarea pentru stația de asfalt, să revenim cu adrese și să încercăm să ne ducem în teritoriu, să ne ducem, adică să nu să trimitem hârtii, să ne ducem să stăm de vorbă cu oamenii și să găsim o altă posibilitate de a trece la domeniul public, o altă suprafață de teren, dacă doresc în continuare să-și mențină locuințe la brațul Borcea, trebuie să le dăm alternativă. Și alternativa ar fi să trecem la domeniul public cu altă suprafață de teren și să le punem cu act de concesiune și cu construcția unor locuințe sau unor, să spunem, amplasamente care să rămână în proprietate prin transfer actul de concesiune sau de proprietate viitoare al cetățenilor care vor să facă ceva pentru municipiul Călăraș. Să fie puse la impozitare și să câștige toți cetățenii care vor să-și ridice aceste construcții la malul brațului Borcea. În mandatul trecut, domnule președinte, principala prioritate era Spitalul Județean de Urgență Călăraș. Domnul prefect a făcut un apel la lupta anticovid, dar și la un concurs de idei. Cum l-ați putea susține? Susține tot ce vine din partea celor care sunt interesați pentru binele județului Călăraș. Orice idee binevenită și o susținem în cadrul Consiliului Județean să putem să o punem în practică. În practică, dacă este posibil și dacă este forma legală de a putea să realizăm aceste lucruri. Cred că nu numai domnul prefect și tot ce înseamnă cetățeni cu inițiativă, societatea civilă, care poate să vină cu proiecte pentru dezvoltarea, pentru a putea să prevenim și ceea ce se întâmplă astăzi, chiar dacă nu ne putem imagina că Călărașul nu este lovit de această pandemie atât de rău cum sunt alte județe, dar trebuie să fim clar, să convingem populația, să informăm și să sprijinim ca această pandemie să nu se răspândească mai mult decât este acum la nivelul județului Călăraș. Cred că la ultima întâlnire din campania electorală ne-ați declarat că angajații de la drumuri și poduri aveau activitatea blocată. S-a remediat situația acolo? Da, așa este. Domnul Barbu a stopat orice activitate pe programul de reparații de infrastructură a județului Călăraș. Am reluat, deci în momentul în care a fost ales noul președinte Samuel Ion, s-a reluat activitatea drumurilor județene. Toți cei care erau în concediu fără plată sau în concediu trimiși acasă, i-am readus la muncă și am continuat proiectele pe care le începuse. E vorba de Vasilație Frumușean, drumul județean, e vorba de Mănăstirea, drumul județean 403A. Continuăm acum la Siderca, tot pregătind drumul de județene să-și facă datoria după ce vom avea autorizația de construcție de la municipiul Călăraș. Continuăm activitatea la drumul județene, a intrat în normalitate drumul de județene, chiar dacă domnul Barbu la momentul respectiv a blocat activitatea drumului județene. În județ mai sunt, domnule președinte, vreo 120 de kilometri de pământ. Cam când ați putea să finalizați asfaltarea întregului județ? Așa cum am spus și în campanie electorală, în mandatul 2020-2024 nu se mai existe la predarea, să spunem, la finalizarea mandatului niciun metru pătrat de pământ de ce înseamnă astăzi constituit ca proprietatea drumurilor județene, a Consiliului Județean ca drum județean, să mai existe drum de pământ. Vor fi toate drumurile asfaltate în județul Călăraș. Situația angajaților de la DGSPC s-a rezolvat și a elevilor navetiști?
S-a rezolvat. Ce pot să vă spun din informațiile pe care le-am avut de la noul președinte Samuel Ion? Cea de la drum, de la DGSPC s-a rezolvat, pentru că am luat sumele care au venit din fonduri europene și le-am dirijat către salariile DGSPC, iar problema prin lege dată de către Ministerul Transportului să asigurăm banii, da, am asigurat, să spunem, hotărâre de Consiliu, cadrul legal, dar nu există la ora actuală sursa de finanțare, pentru că trebuie să apară normele de aplicare a legii. Uh-huh. Și să vedem, le asigurăm din fondurile Consiliului Județean, să le asigurăm din fondurile pe care vin direcționate către învățământ. Pentru că poate să fie din zona învățământului să vină către Consiliul Județean, cum avem școala specială, ne vin banii direct de la Ministerul Învățământului în bugetul Consiliului Județean și noi asigurăm funcționarea școlii speciale. Și așteptăm să apară normele în condițiile în care vom fi responsabili, le vom plăti de la Consiliul Județean, nu există nicio problemă să nu găsim aceste sume, le vom găsi și le vom plăti. Pentru cetățenii municipiului, domnule președinte, spuneați cândva despre lucrări, despre un proiect de realizare în zona spitalului a unei parcări și zona Politincii 2. Cum veți contribui la eficientizarea acestei infrastructuri defectuoase pe care, iată, primarul Dulce o preia în municipiul Călăraș? Am vorbit cu primarul Dulce, suntem obligați astăzi, prin ceea ce am spus, că cetățenii ne-au dat și municipiul Călăraș și Consiliul Județean să-l conducem, să nu mai existe aceste lucruri care nu funcționau în orgolii personale. Vom face o ședință operativă lunar și vom stabili prioritățile pe care Consiliul Județean și Municipalitatea trebuie să și le asume fața cetățenilor, iar dacă vorbim de parcare punctual, nu cred că primăria municipiului Călăraș are resurse ca să poată să construiască acea parcare, iar noi, Consiliul Județean, dorim să luăm acea parcare, să o construim, pentru că avem nevoie de un heliport care să putem să realizăm deasupra parcării, să putem să, tehnic, să rezolvăm și problema spitalului pentru acel heliport care noi astăzi suntem ținuți numai pe timp de zi să poată să intervină elicopterul pe județul Călăraș, nu intervine pe timp de noapte că nu avem acel heliport. Și atunci construim și parcarea, construim și heliportul și rezolvăm o problemă pe care municipiul Călăraș și județul o va duce la bun sfârșit prin implicarea municipiului Călăraș să transfere către Consiliul Județean acel teren să putem să realizăm acel proiect. Cred că proiectul poate fi realizat în 2 ani de zile. La preluarea celui de-al doilea mandat, aveți de transmis un mesaj călărășenilor? Să aibă încredere că tot ceea ce au gândit domniile lor și tot ce înseamnă familiile lor vor avea în Iliuță, vor avea în Partidul Social Democrat și Marius Dulce ceea ce așteptau. O dezvoltare, un trai mai bun și o infrastructură pe care am fost văduviți mulți ani numai cu promisiuni fără fapt. Vor fi și fapte și să creadă că ceea ce au votat va fi pe placul lor.